Sunt inginerul Ilie Amuzan, primarul orașului Călimănești. Domnule primar, de când sunteți la conducerea orașului Călimănești? Din anul 2004. Orașul Călimănești este o stațiune balneoclimaterică de renume internațional. Se află într-o depresiune la 247 de metri altitudine față de nivelul mării, dar numai la câteva mii de metri, 2-3 mii de metri, altitudinea se ridică la 1670 de metri, vârful Cozia. Populația orașului este în jur de 10.000 de locuitori, dar acest oraș, în timpul anului, găzduiește între 80 și 120.000 de turiști. De ce vin atâția de mulți turiști aici la dumneavoastră? Orașul Călimănești, recunoscută stațiune balneoclimaterică încă de pe vremea lui Traian și extinderea stațiunii cu renume pe perioada 1400, când Napoleon al III-lea s-a vindecat cu ape temăduitoare din orașul Călimănești, este atestat documentar din 1388 printr-un hrisov al lui Mircea cel Bătrân. În perioadă de ani de zile, stațiunea a căpătat o denumire și un statut internațional, iar perioada după 2004, gândirea mea și a executivului a fost ca această stațiune să devină, nu numai din punct de vedere balneoclimateric, o stațiune internațională, dar să aibă și alte direcții pe cei patru pilori: turism balnear, turism de agrement, turism monahal și turism economic. În bună parte pot să vă spun că s-a și realizat. Dacă de la an la an au crescut numărul locurilor de cazare, ajungând la ora actuală la 6.280, în această perioadă am putea spune că este aproape o încărcare de 100%. Dar de la numărul celor care vin să se trateze în stațiunea Călimănești și de la an la an numărul crește, pot să vă spun că într-un procent de 15-18%, turismul de agrement și-a făcut apariția și la noi, iar majoritatea pensiunilor realizate după anul 2004 sunt deja pline cu turiști care practică turismul de agrement. Să vedem și la hotelierii mari care îi aveți aici. Cum se prezintă? Au fost renovate hotelurile? S-au creat condiții mai bune sau sunt la fel ca în 1988? Nu. Deci de câțiva ani de zile, în jur de 6-7 ani de zile, s-a pus bazele unei îmbunătățiri a condițiilor de cazare pentru turiștii care vin în stațiunea Călimănești. Cele trei hoteluri mari, hotelul Căciulata, hotelul Cozia și hotelul Oltu Automot, sunt hoteluri de 3 stele. În cadrul stațiunii Călimănești Căciulata avem și 2 hoteluri de 4 stele, iar celelalte pensiuni automat sunt la nivel de 3 și 4 stele. Ceea ce este foarte important, vă repetam, că grija noastră a administrației publice locale este în a dezvolta și ceilalți piloni ai turismului, astfel turismul monahal o să fie revigorat printr-un proiect care sigur va aduce stațiunii Călimănești un număr de turiști impresionant după toate previziunile și după toate studiile de fezabilitate făcute. Este vorba de telecabina care este proiectată de către firma Dobermayr din Austria să se realizeze de la Mănăstirea Turnu la Mănăstirea Stânișoara, cu o platformă de descărcare la Mănăstirea Stânișoara și apoi vârful Cozia. Deci e vorba de o telecabină în două etape. Sigur. În a doua etapă este vorba dezvoltarea turismului,
de agrement prin pârtia de schi care se preconizează și au fost identificate suprafețele pentru realizarea ei de către cei de la Dobermeier în vârful Cozia, pe partea de nord a zonei. La ce înălțime se află? La 1670. Toate datele au ajuns la concluzia că 3-4 luni de zile pe an este zăpadă aproape peste 80 de centimetri, iar încă o lună zăpadă între 30 și 50 de centimetri. Mai mult decât atât, pe varianta turismului economic, am avut niște proiecte destul de importante, iar cel mai mare proiect al orașului Călimănești, al județului și al regiunei sud-vest Oltenia și de ce nu al țării, este în fază de execuție. 4 pavilioane sunt terminate. Al 5-lea pavilion și tot ceea ce se numește partea de extindere cu dig de sprijin, ceea ce a fost reproiectat, au fost aprobate printr-o hotărâre luată acum câteva zile și transmisă mie printr-o adresă, adresa pe care o am pe masă, prin care se stabilește data punerii în funcțiune al întreg centrului expozițional pe 30 iunie 2010. Deci așa de târziu? Aici au fost anumite situații pentru pavilionul cel mai mare din cadrul acestui centru expozițional și o reproiectare a devierii apelor pluviale care venea din munte cu un dig de apărare și de deviere a apelor spre partea de rigolă de Olt. Acest decalaj a fost posibil printr-o consultare și era normal ca termenul de reproiectare să se recalculeze. De fapt, se știe că niciodată finanțatorii Bruxelles nu dau derogări. Este singurul proiect care s-a analizat cu temeinicie și a fost dat derogare pentru recepția definitivă a lor, așa cum v-am spus, pe 30 iunie 2010. Ce e important însă? Aici vor fi cei care vor expune și cei care vor avea activitate în acest centru expozițional, după studii de sustenabilitate și după studiile de fezabilitate, vor ajunge între 2000 și 2500 de oameni care vor fi în plus la o anumită dată față de cei care sunt acum în stațiune. Problema lor este o problemă care trebuie analizată și am analizat-o și luat-o în serios datorită faptului că oamenii aceștia vin să muncească aici, iar după orele de program trebuie să găsească și altceva de făcut. În ideea asta s-a mers pe aceste noi proiecte telecabină, s-a mers pe un proiect care este în desfășurare acum, Alea de Cură Balneară și un drum de promenadă între orașul Călimănești și Căciulata, deci între localitatea Călimănești și Căciulata, un drum de 3 km, este în construcție centrul de informare turistică, unul se află în parcul din fața pavilonului central, iar celălalt la Căciulata, în parcul Căciulata. Este aprobat proiectul Mirajul Oltului, ceea ce privește un complex spa și navigația pe cele două lacuri de acumulare, lacul Călimănești și lacul Turnu.